Bine v-am găsit, dragi vizitatori ai canalului de YouTube Ușa Immigration. Astăzi, doamna Ileana Duna, expertă în emigrări în Canada și director al Ușa Immigration, localizat în Calgary, Alberta, ne va răspunde la câteva întrebări legate de permisele de muncă și importanța emigrării în Canada pentru cetățenii români și nu numai. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru invitație. Știu că trebuia să facem acest interviu acum câteva săptămâni, luni dacă mă gândesc, dar datorită programului meu încărcat nu am reușit să avem acest interviu. Într-adevăr, în ultima perioadă au fost foarte multe persoane și pe detenție, penitenciar, trebuie să asist nu numai partea de emigrare, dar normală, dar și partea mai complicată, să zic așa, cu cei care se află în detenție și care probabil vor fi deportați. Încă o dată mulțumesc tare, tare mult pentru răbdare. Știu că este o cerere foarte mare pentru emigrarea în Canada, mai ales din partea cetățenilor români. De aceea am ales ca interviul acesta să-l fac în română pentru a facilita interacțiunea, relația cu cetățenii români. Sunt foarte multe informații, cred că YouTube-ul și alte site-uri de socializare sau bloguri oferă foarte multe informații, dar trebuie întotdeauna avută grijă cu selecția informațiilor. Pentru că, încă o dată, și de fiecare dată spun, dreptul e ca muzica clasică. Nu o faci după ureche și o faci după partitură. La fel și cu emigrarea. Trebuie respectate legile Canadei, trebuie respectat procesul de emigrare, trebuie îndeplinite condițiile de emigrare, sunt diferite programe de emigrare, poți emigra temporar, poți emigra permanent, poți pune o aplicație ca refugiat dacă vii dintr-o țară în care ești discriminat sau drepturile tale sunt interzise și așa mai departe. Știu că astăzi vom vorbi despre o parte despre emigrarea temporară în Canada și mai specific despre permisele de muncă. Foarte multe și foarte multe telefoane, foarte multe e-mail-uri, foarte multe lume din cetățeni români și alți cetățeni. Primul lucru de care sunt interesați este cum obțin un job sau cum vin cu un permis de muncă în Canada. Așa cum ți-am spus, sunt foarte multe programe de emigrare, nu numai emigrarea temporară. Astăzi vom vorbi despre emigrarea temporară, permisele de muncă. Probabil că în interviul viitor vom vorbi despre permisele de studiu, dar există și programe, mai ales pentru cei care au studii, care vorbesc bine engleza, vorbesc fluent, care sunt mai tineri, să zic așa, pot emigra permanent în Canada. Emigrarea permanentă este ca au aceleași drepturi. Un rezident permanent are aceleași drepturi ca și un cetățean canadian. Și ca să începem cu o glumă, ca să vezi cât de importantă este emigrarea pentru absolut toată lumea, la un moment dat mi-a venit în birou un cuplu din Belgia, el și ea erau cetățeni belgieni și la un moment dat ea îmi spune mie cu soțul de față: Iuliana, trebuie să înțelegi că pentru mine emigrarea este mult mai importantă decât căsătoria. Și cred că cu asta am acoperit aproape tot și asta dovedește faptul că pentru oricine emigrarea este un pas foarte important. Trebuie spus faptul că și cred că foarte mulți români au înțeles, emigrarea în Canada nu este ca și cum ai emigra în Europa. Datorită faptului că după 2007 s-au deschis granițele, în Europa acum se poate emigra destul de ușor, așa cum zicem noi, doar cu buletinul. În Canada, din păcate, nu încă. Autorizația de călătorie ETA, Electronic Travel Authorization, nu îți dă dreptul de muncă.
și probabil că foarte mulți români vor, de fapt, să vină aici la început să muncească. Încă, așa cum ți-am spus, poate vor fi schimbări în viitor. Au fost câteva acorduri între Europa și Canada când vorbim de CETA. CETA este un fel de NAFTA între Canada și America, ca să înțelegeți mai bine. Sunt câteva acorduri internaționale, dar încă în momentul acesta oamenii românii și oamenii în general venind din alte părți ale lumii au nevoie de o companie care să-i sponsorizeze, care să-i aducă în Canada. Există într-adevăr și anumite contracte, agreement-uri internaționale prin care dacă ești până în 35 de ani poți veni și lucra în Canada. Este un fel ca pentru spectator, cei care vizionează să fie mai ușor, este un fel de work and travel în America, adică vii cu un permis de muncă deschis pentru un an de zile, poți să muncești, dar din nou și din păcate România nu a aderat încă la acordul acesta. În general sunt țările din Europa de Vest și câteva țări din Europa de Est, cum ar fi Croația, Polonia și așa mai departe. Trebuie spus faptul că în momentul în care soțul sau soția, de pildă, partenerul de, ca să fim politically correct, vine cu un permis de muncă închis, celălalt partener are un permis de muncă deschis. Asta înseamnă că celălalt poate lucra pentru orice companie sau poate lucra, poate avea orice ocupație dorește. Trebuie, de asemenea, nu aș vrea să neglijez faptul că, deși este un permis de muncă deschis, și acolo sunt anumite restricții. Restricții medicale, de pildă, nu poți lucra în child care sau în îngrijirea bătrânilor, îngrijirea copiilor sau în spitale cu un permis de muncă deschis. Trebuie să-ți faci analizele medicale dacă dorești să lucrezi în domeniul respectiv. Sau sunt anumite restricții legate de ocupații, cum, așa cum am spus, în domeniul medical sau în domeniul agriculturii, dar și în alte domenii. Și din nou aș face o glumă. La un moment dat, un client al meu din UK, din Marea Britanie, a așteptat, cred că, pentru că timpul de procesare e în jur de 3-4 luni, timpul standard, acum diferă de la caz la caz, a așteptat 3-4 luni, a venit permisul de muncă, a venit în birou și la un moment dat a zis: așa ceva e imposibil, e imposibil, e imposibil, e o mare greșeală. M-am gândit inițial, am zis, o fi o greșeală de spelling, de typing, o greșeală de, eu știu, numele ei a fost scris greșit sau data a pus cu altă dată și așa mai departe. În capul meu era, ok, trebuie să retrimitem din nou, să sunăm la guvern, o să ia iar câteva luni sau câteva săptămâni și așa mai departe. Dar clientul a fost foarte, foarte haios, a zis, știi, uite, am un permis de muncă deschis, dar nu pot să lucrez în industria sexului și eu mă gândeam să fiu un stripper. Era o glumă, bineînțeles, dar asta dovedește că deși ai, așa cum ți-am spus, un permis de muncă deschis, și acolo sunt anumite restricții, nu poți lucra în anumite domenii sau nu poți practica anumite ocupații. O altă modalitate de a emigra temporar în Canada este prin o viză de student. Dacă unul din parteneri are o viză de student, atunci celălalt partener ia ușor un permis de muncă deschis. Dar și acolo trebuie avută foarte mare grijă, pentru că diferă viza de student la colegii private sau la colegii publice. O să vorbim mai detaliat în întâlnirile noastre viitoare despre acest lucru. Mulțumim pentru vizionare! Dacă v-a plăcut acest clip video, nu uitați să dați un share și subscribe canalului de YouTube Ușa Immigration pentru a rămâne la curent cu noutățile despre emigrarea în Canada. Toate cele bune!